Oșilor săi. Acum arătările de odinioară se dezleagă, că Fecioara a primit în pântece piatra din munte s-a tăiat, toiagul lui Iese i-a odrăznit și roua lui Gedeon acum pe pământ s-a vărsat. Popoare, să strigăm Împăratul lui Israel Hristos se naște. Lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. La nașterea cea minunată, uimitoare lucruri se văd, cum Cel ce șade împreună cu Tatăl întru cei de sus, în ieșirea dobitoacelor se culcă, cum Cel nepipăit este înfășat în scudece, cum Cel ce este pretutindeni în cape, în peșteră. Popoare, să strigăm, Împăratul lui Israel se naște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deschide-te cerule și primește sufletul ierarhului Petru, mărturisitor al ortodoxiei, că pământul a odihnit trupul său cel mult ostenit de nevoințe. Îngeri primis pe nevoitorul, pe cel ce în chipul vostru a fost împodobit. Cei din soborul ierarhilor primis pe ierarhul și păstorul cel vrednic și mijlociți la arhiereul cel veșnic să dăruiască păstori buni bisericii sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce nu știi de mire, Fecioară, de unde ai venit? Cine este Tatăl tău și cine este Maica ta? Cum porți pe ziditorul tău în brațe? Cum ți s-a stricat pântecele? Mar minuni întru tine și în fricoșătoare taine pe pământ vedem cu uimire săvârșindu-se. Și ca o vrednică datorie îți pregătim peștera pe pământ Fecioară și ne rugăm cerului să arate steaua, iar de la răsăriturile pământului magii vin la apusuri ca să vadă mântuirea oamenilor, un prunc hrănindu-se cu lapte. Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina. Binecuvântăm.
slava ta cea mare. Doamne împărate cerești, Dumnezeule, Părinte a toțitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, pentru lumina Ta vom vedea lumină. Vinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte fără
apărătorule și mărturisitorule al ortodoxiei, luminătorule al neamurilor, fiule al Moldovei și părinte al Ucrainei, sfinte ierarhe Petru, nevoitorule, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne apere credința și să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Mielușeaua ta, Iisuse Anastasia, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine și ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesie, pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gătește-te, Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul. Împodobește-te, Efrata, că pomul vieții a înflorit în peșteră din Fecioara, pentru că pântecele aceleia rai înțelegător s-a arătat, pentru care este dumnezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii și nu vom muri ca Adam. Hristos se naște ca să ridice chipul cel căzut mai înainte. Înțelepciune! Binecuvintează! Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința, drept credincioșilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Împărați, cinstiți întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, Sfântului Cuviosului, Părintele nostru Dimitrie, cel nou făcătorul de minune, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarii de la Eghina, vindecătorul de boli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie vom săvârși, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Chievului și ale Sfintei Mare Mucenice Anastasia, și a celorlalți cu dânșa căror să pomenire să vârșim astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeișilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvintează, Părinților,
Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ei satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dezrădăcineze ura, învrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragostea nefățarnică, înțelegerea și împreună veciuirea pașnică și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească de strântorare pe cei asupriți de năvălirea armatelor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău și să-i călăuzească spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să domnească între oameni spre bucuria tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui, binecuvântat ești, Doamne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbat te-ai întrupat și răstinindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Și minții vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune drept. Veniți să ne chinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru Sfinț. Pe noi, cei ce-ți cântăm ție, aliluia! Gătește-te, Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul. Împodobește-te, Efrata, că pomul vieții a înflorit în peșteră din Fecioara. Pentru că pântecele aceleia rai înțelegător s-a arătat, pentru care este dumnezeiescul pom, din care mâncând vom fi vin și nu vom mori ca Adam. Hristos se naște ca să ridice chipul cel căzut mai înainte. Apărătorule și mărturisitorule al ortodoxiei, luminătorule al neamurilor, Fiule al Moldovei și Părintei al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne apere credința și să mântuiască sufletele noastre. Mielușeaua ta, Iisuse Anastasia, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine și ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesie pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe vestitorul ortodoxiei și apărătorul credinței, arhiereul lui Hristos, Petru al Chievului, să-l cinstim după vrednicie, că
că patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat. De cele lumești s-a lepădat, pe cele cerești și veșnice dobândind. De aceea se bucură el împreună cu ceata ierarhilor, mărturisitori ai credințe. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioara astăzi, pe cuvântul cel mai înainte de veci, vine să-l nască în peșteră, în chip de negrăit, dănsuiește lumea, auzind laudă cu îngerii și cu păstorii pe cel ce vine să se arate, pruncă Dumnezeu cel mai înainte de veci. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte-i Dumnezeule, acestea toate neamurile, ascultați toți ce locuiți în lume. Înțelepciune,
Din epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fiule Tit, pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. De este cineva fără de prihană, bărbat al unei singure femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători, căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, ci iubitor de străin, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzvrătiți, grăitori în deșert și înșelători, mai ales cei din tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închide gura, ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvină. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit: cretanii sunt pururea mincinoși, fiare rele, pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, pentru care pricină mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință și să nu dea ascultare bazmelor iudaice și poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr. Fiule Timotei, te îndemn stăruitor în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va să judece vii și morții la arătarea Lui și în împărăția Lui, propovăduiește cuvântul, stăruie cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare și învățătura, căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățători după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o de plin, că eu de acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea. El, dreptul judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. Pace ție, sfințite, cititorule, și Duhului tău. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor Duhului tău. Din
Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul pilda aceasta, un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și la timpul potrivit a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă bătându-o au trimis-o fără nimic. Și a trimis apoi altă slugă, dar ei bătându-o și pe aceea și batjocorindu-o, au trimis-o fără nimic. Și a trimis apoi pe a treia, iar ei rănindu-o și pe aceea au alungat-o. Atunci stăpânul viei a zis, ce voi face? Voi trimite pe fiul meu cel iubit, poate se vor rușina de el. Iar lucrătorii văzându-l s-au vorbit între ei, zicând, acesta este moștenitorul, să-l omorâm, ca moștenirea să fie a noastră. Și scoțându-l afară din vie, l-a ucis. Ce va face deci acestora stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora. Iar ei auzind au zis să nu se întâmple. El însă, privind la ei, a zis, ce înseamnă de Scriptura aceasta? Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. Oricine va cădea pe această piatră va fi sfârmat. Iar peste cine va cădea ea, pe acela îl va zdrobi. Zisa Domnul, eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui, și va intra și va ieși, și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele, și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl, și eu cunosc pe Tatăl, și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor auzi
glasul meu. Și vor fi o turmă și un păstor. Pace ție celui ce ai bine vestit. Slavă ție, Doamne, slavă. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Plângere și întristare adâncă ne-au cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, cu inimă smerită, strigăm: oprește, car milostiv, necazul acesta, iar durerea de acum să ne fie spre pocăință, și de grabă izbăvește-i pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia ta. Ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, cel grabnic spre ajutor și tare apărător, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
înălțimea Sfântului Tău lăcaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni, vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău și vină de grabă și îl scoate din toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăința supritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Iară și iară cu umilință plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și sădește în inimile tuturor smerenia, blândețea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinți, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați. Iar nouă tuturor dăruiește nevoința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus, fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Învață-ne să dobândim pacea în inimă între oameni și între popoare. Deoarece în inima în care odihnești Tu, Iisuse Hristoase, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie, ne rugăm Ție, pentru pacea și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea Ta de oameni în vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drepmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
Că Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ei adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban, Vasara Voievod, Mihnea al III-lea Voievod, Radu Leon Voievod și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție a sa. Amin. Pe fericiții într-o adormire eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit, pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a dreptei credințe ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșim, de la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Doamne! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cu îndurările unui an născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfânt
Sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Milă, pace, jertfă de laudă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Sus, să avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului cu vrednicie și cu dreptate este a neînchinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, plin este cerul și pământul de slavă ta. Osana.
slăvana celui dintr-o înălțime. Binecuvântat este cel ce vine într-o numele Domnului. Osana celui dintr-o înălțime. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Ale tale dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate, și pentru toate. Pentine te-mi laudam, pe tine te love.
Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muntenii și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul României, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Ne dă nouă cu o gură și o inima slăbit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fie mirele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cealaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșim, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Dă, Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvești de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, Sfântul Domn Iisus Hristos, pentru slavă și 2-a lunii decembrie, facem pomenirea Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Chievului. Binecuvântați, Părinte, pentru acest timp. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Acest Sfânt Ierarh de neam român s-a născut la Suceava la 21 decembrie 1596, ca fiul al lui Simeon Movilă, mai târziu domnitor în Muntenia și în Moldova, și al soției sale, Marghita. De mic copil a învățat carte și a fost crescut în frica de Dumnezeu, mai ales că avea unchi pe Vlădica Gheorghe, mitropolitul Moldovei, care împreună cu un alt unchi al său, Ieremia, domn al Moldovei, a ctitorit mănăstirea Sucevița. De aceea îndrăgea de mic viața călugărească și avea o deosebită evlavie la Sfântul Ioan cel Nou, ale cărui moaște ocroteau Moldova. După uciderea tatălui său în 1611, Petru a pribegit cu familia în Muntenia, apoi s-a așezat definitiv în Polonia. Aici el și-a continuat studiile la școala ortodoxă a frăției din Liov, unde a învățat nu numai teologia, ci mai multe limbi străine, dar în special limbile greacă și latină. După obiceiul vremii, ca fiu de nobil, a fost nevoit să facă și studii militare. Totuși, în scurt timp, s-a dovedit mai degrabă un iscusit ostaș duhovnicesc în apărarea ortodoxiei, amenințată de prozelitismul romano-catolic și cel calvin. Situația ortodoxilor din Ucraina de atunci era foarte gravă, mai ales în timpul regelui Sigismund al III-lea, care a lipsit ortodoxia de dreptul la existență, confiscând alte multe biserici și chiar averile personale ale ortodoxilor care refuzau unirea cu Roma. De aceea, tânărul Petru s-a retras la Rubejovka, nu departe de Kiev, unde a ctitorit o biserică de lemn cu hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. De aici mergea adeseori la Lavra Pecerscă, adică a peșterilor, rugându-se sfinților cuvioși, ale căror moaște întregi se află acolo, ca să-l călăuzească în viață. După 5 ani petrecuți în liniștire și studierea Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, a intrat în obștea Lavrei Pecerscă, unde, în noiembrie 1627, a fost călugărit cu același nume de Petru, iar după numai câteva luni a devenit egumen, fiind ridicat la treapta de arhimandrit la doar 31 de ani. Alegerea făcută de obștea Lavrei Pecerscă, care era pe atunci stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, a fost confirmată și de Sfântul Patriarh Kiril Lucaris al Constantinopolului. Arhimandritul Petru Movilă, chiar din primii ani de călugărie și până la sfârșitul vieții sale, s-a nevoit spre biruirea patimilor cu post, rugăciune și mare ustenel și a purtat în ascuns, pe sub hainele obișnuite, o cămașă țesută din păr foarte aspru, ce avea presărați pe dinăuntru niște nasturi de fier.
mai purta pe trup o cingătoare tot din fier, cu dinți ascuțiți, de la care a avut multe răni care deseori îi umflau trupul. Se ruga foarte mult, făcea multe metanii și vărsa râul de lacrimi. Cu toate acestea, nevoința nu l-a împiedicat de la lucrarea cărturărească și de păstor sufletesc, pe care primise să o facă spre binele Ortodoxiei. În doar 5 ani de stăreție la Pecerska, arhimandritul Petru a săvârșit o bogată lucrare bisericească și culturală, tipărind multe cărți spre apărarea Ortodoxiei de prozelitismul catolic, care începuse să pustiască aceste pământuri imediat după unirea, sau mai bine zis, dezbinarea, de la Brest-Litovsk din 1596. Sfântul Petru Movila a pus temelia unui colegiu la Lava Pecerska, colegiu care în 1633 va deveni Academia Duhovnicească de la Kiev. Pentru buna chivernisire a Academiei, el a pus în folosința ei bunurile sale de la Rubejovka, pe care le dobândise încă înainte de călugărie. Murind bătrânul mitropolit Iov Borețchi, bunul Dumnezeu a rânduit ca arhimandritul Petru să fie ales ca mitropolit al Kievului, Galiției și a toată Rusia Mică. Aceasta datorită originii sale voievodavele, dar mai ales pregătirii sale teologice și sprijinului celor care vedeau în el pe apărătorul Ortodoxiei amenințată de iezuiții latini. Hierotonia în arhiereu a avut loc la 28 aprilie 1633, în fruntea soborului, aflându-se Patriarhul Teofan al Ierusalimului. Ca mitropolit, vreme de 13 ani, s-a preocupat în primul rând de tipărirea cărților bisericești, cunoscându-se peste 50 de cărți îngrijite de el. Printre cărțile de slujbă, cea mai însemnată este Evlologionul sau Trebnicul, care cuprinde și explicarea înțelesurilor liturgice și dogmatice ale Sfintelor Slujbe, precum și felul cum să se pregătească preoții pentru săvârșirea lor. Alte cărți de slujbă tipărite de el sunt Liturghierul, Evangheliarul, Apostolul, Psaltirea și altele. Dintre cărțile de apărare a Ortodoxiei amintim Litos, Piatra, care arată netemeinicia învățăturilor apusene despre primatul papal și despre purcederea Duhului Sfânt de la Fiul printr-o expunere pașnică și obiectivă a dogmelor ortodoxe. Cea mai importantă lucrare a acestui Sfânt Ierarh este, desigur, mărturisirea ortodoxă, revizuită și corectată de învățatul teolog grec Melete Sirigul, apoi aprobată de Sinodul de la Iași, din 1642. Acest sinod s-a ținut în trapeza mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi și la el au participat trimiși ai Patriarhiei de Constantinopol, ai Bisericii din Kiev și ai Bisericii Moldovei, în frunte cu Sfântul Mitropolit Varlam. A fost semnată la început de Patriarhul Ecumenic Partenie I și ulterior și de Patriarhii Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, ceea ce a făcut din ea o mărturisire de credință a întregii bisericii răsăritene. Deși departe de plaiurile natale, Marele Ierarh al Kievului n-a uitat de poporul român din care a provenit și l-a ajutat ori de câte ori a fost nevoie. El a trimis tipografii la Târgoviște, Câmpul Lung și la Govora, iar la Iași, pe lângă tipografie, a trimis și 4 profesori pentru noua academie înființată de drept credinciosul voievod Vasile Lupu, după modelul celei de la Kiev. A trecut la Domnul în ziua de 22 decembrie 1646, fiind mănăstirii Pecerskaya. Toate bunurile sale le-a folosit pentru restaurarea de biserici, înființarea de școli și întreținerea lor, pentru vrednicile sale. Mitropolitul Petru Movil al Kievului a fost trecut în rândul sfinților pe care i-a cinstit și ale căror virtuți le-a urmat cu stăruință. Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În această zi, pomenirea Sfintei Mari Ceniți Anastasia, izbăvitoarea de otrav. Sfânta Mare Muceniță Anastasia a trăit pe vremea domniei lui Dioclețian. Era fiica unui dregător păgân cu numele
pretextatus și al unei creștine cu numele Fausta. A învățat credința creștină de la mama ei, iar Sfintele Scripturi de la un cuvios bărbat insuflat de Dumnezeu și drept credincios cu numele Hrisogon, care mai târziu a devenit mucenic. Anastasia se sârguia în citirea cărților creștinești ziua și noaptea, învățând calea Domnului și întărindu-și inima în dragostea lui Dumnezeu. Plecând mama sa din această viață, tatăl ei a măritat-o împotriva voiei ei cu un păgân lipsit de cuvință, numit Publie. Adeseori Sfânta se îmbrăca în haine sărăcăcioase și, mergând, slujea pe ascuns celor ce pătimeau pentru Hristos. Intra în închisorile în care se aflau aceștia, le spăla și le ungea rănile cu un de lemn și le dădea hrană. Aflând soțul ei, Publie, de toate aceste fapte și mâniindu-se, a supus-o la chinuri, apoi a închis-o. Și ea se mâhnea că nu poate sluji pe mărturisitorii lui Hristos. S-a întâmplat însă că soțul ei s-a înnecat într-o furtună pe mare și, rămasă văduvă, Anastasia a împărțit toate averile ei săracilor și slujea cu și mai mare râvnă celor ce erau chinuiți pentru Hristos, iar după sfârșitul vieții lor îi lua și îi îngropa cu cinste. Fericita îi îndemna pe mulți să rabde cu vitejie chinurile pentru credință și să nu se lepede de Hristos. În cele din urmă a pătimit ea însă și împreună cu alte femei, primind cununa mucenicii la 22 decembrie anul 304 în orașul Sirmium, azi Mitrovița, lângă Belgrad. În cinstea Sfintei Anastasia, sora marului împărat Constantin, care purta același nume, a zidit o biserică în Roma, unde i-a adus moaștele. De aici, moaștele Sfintei au fost duse la Constantinopol în anul 470, unde au săvârșit multe minuni spre slava lui Dumnezeu celui minunat întru Sfinții Săi. Amin. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Aleluia, aleluia, aleluia. Frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste, apropiați-vă. Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează
moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, despărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi, ne-ai împărtășit cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele Lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și nici pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăție, Doamne. Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De acum și până. Ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său har, cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelul Lichei, Făcătorul de Minuni,
ale Sfinților Împărați, cinstiți tocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Dimitrie cel Nou, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de Boli, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit. Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Chievului și ale Sfintei Mare Mucenice Anastasia și a celorlalți cu dânși, a căror Sfântă Pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.